urmărim modelul din spate, da? Realizăm 5 rânduri cu alb, apoi ne ocupăm și realizăm punțișorul, da? Da. Deci, și acum iau firele. Firele din față, da. Mergem 5 rânduri cu lână albă, da? Așa. Apoi realizăm colțișorul, da? Da. Și după aceea încercăm să numărăm roșu, negru, gri și punem modelul, da? Vă mulțumesc. Plăcere. Acesta este un model tradițional specific Văislănicului, realizat numai cu culori naturale. Deci ceea ce am făcut noi acum, avem lână naturală, griu, albu, negru, l-avem natural, iar cel roșu este vopsit în trandafiri, deci petale de trandafiri, da? Modelul este tradițional, avem chenar, model principal și un chenar cu romb, un romb în mijloc, da? Bun, deci realizăm cele 5, țesem cele 5 rânduri cu alb, apoi realizăm colțișorul, da? Da. Bun. Mulțumesc. Este bine așa? Da, 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 e bine, e bine. Foarte bine. Așa. Cu bătător, mai cu puțină. Mai cu încredere, mai cu curaj. Așa. Deci este modelele care le avem noi, pe care le avem în zonă, sunt realizate și cu roșu și negru și alb, dar și cu culori naturale. O să vă explic și țesăturile în păr de capră sunt originale, deci numai cu culori naturale, cele 4 culori specifice părului de capră, deci alb, negru, gri și maro. O să lucrăm și în păr de capră mai târziu. O să realizăm lucrări. Așa? Da, 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 e foarte bine. Modelul se iasă perfect, da? Fără niciun contează defect. Foarte mult. Contează asta. Foarte mult, sigur că da. Deci mârzeala trebuie să fie cât mai bine realizată, ca și lucrarea să fie corectă. De când se fac țesăturile în zona noastră? De foarte mult timp. De fapt, prima dată, ce se cunoaște din timpurile străvechi, a existat războiul vertical. Apoi, cu timpul, a apărut războiul orizontal, cel în spate, dar primele lucrări de țesut în zona noastră au apărut la sau efectuat la războiul vertical, din timpuri chiar străvechi. Și ne reprezintă foarte mult acest lucru. Eu am preluat meșteșugul de la mănăstire de la Rătești, deci în cadrul mănăstirilor se practică țesutul la războiul vertical. Nici nu știam de existența lui până să vă cunosc pe dumneavoastră. Știam de la bunica de celălalt. Cel orizontal. Da. Chiar eram curioasă cum de-ați aflat de activitatea aceasta și ce v-a determinat să vă înscrieți la acest curs? Doream foarte mult să învăț să mai țes. Era o chestie care am învățat-o în copilărie cu bunica, dar din păcate am uitat. Era la război orizontal și am căutat pe Google și așa am dat de dumneavoastră. Dar ce am văzut acolo și ce văd aici, e o mare onoare ca să putem să lucrăm cu dumneavoastră și într-adevăr învățăm niște lucruri care, nu știu, eu una nu știam de ele. Eu m-aș bucura ca dumneavoastră să practicați acest meșteșug, să-l duceți mai departe, în primul rând să-l transmiteți celor din familie, dacă aveți fetițe, nepoțele. Da, și care... m-aș bucura să ne înlocuiți în târgurile mari cu acest meșteșug. Sunteți generația care vine din urmă și Doamne, sper din tot sufletul să vă placă și să duceți mai departe. Dumneavoastră trebuie să realizați acum colțișorii pe verticală. Lucrarea se realizează pe verticală, iar în interior vom realiza un motiv rombului. Da. Succesiv, da? Da, da, da. Ca să realizăm acest lucru, separați 14 fire, da, și apoi scădeți din două în două până ajungeți în 4 fire, da? Okay. Și realizați colțișorul. Da.
Mă bucur că vă am alături de mine. Știu că sunteți un creator popular cunoscut în județul Buzău și bănuiesc că vreți să învățați acest meștesuș să-l practicați mai departe, da? Să mă inițiez în cât mai multe meșteșuguri. Da. Numai puțin. Numai puțin să vă întind firele. Da. Trebuie să urmăriți. S-a auzit zgomot. Da. Noi spunem de țambal. Zgomotul de țambal. Uh-huh. Așa. Bun. Și o să practicați mai departe acest meșteșug. O să încerc să fac. Și bine, alte chestii. Dar v-aș sugera să realizați trăstuțe tradiționale, pentru că sunt foarte bine primite de turiști în târgurile noastre tradiționale. O să fac. Cu toate că sunt foarte ocupată, dar chiar îmi place. Eu am lucrat 40 de ani cu copiii arta țesutului, generații întregi, 40 de ani am lucrat cu copiii și copiii au dus mai departe meșteșugul. Chiar dacă sunt plecați în străinătate, ei încă practică acolo acest meșteșug. Și un lucru foarte frumos. Și este și datoria dumneavoastră să duceți mai departe acest meșteșug și să fie cunoscut în întreaga lume. Că avem ce arăta lumii întregi. Vă spun, o bogăție de țesături, modele, costume populare, ei. Deci suntem un popor binecuvântat de Dumnezeu, eu așa spun. O tradiție foarte îndelungată. E o tradiție veche, țesutul la război vertical și în primul rând vă dă posibilitatea de a crea ceva, altceva decât la război orizontal. La război orizontal modelele se realizează din urzeală, ați înțeles? Dar aici aveți posibilitatea să... Exact, și să puteți să căutați modele noi, să veniți cu, să diversificăm arta țesutului la un nivel cât mai ridicat. Așa. Asta îl folosiți. Îl dați în două. Îmi faceți colțișorul pe 14 fire. Deci realizăm colțișorul, da? Separăm 14 fire. 1, 2, 3, am luat 4, le urmărim și le numărăm încă o dată. 2, 4, 6, 7, 7 fire în față, 7 fire în spate, da? După aceea îmi faceți câte două rândulețe, îmi scăde două fire și exact, același lucru, veniți și în partea dreaptă. Iar în interior îmi băgați culoarea gri, deci mijlocul va fi pe nuanța de gri. Și realizăm modelul principal, da? Da. Vin. Vin și acolo. Hai. Ia să vedem care e treaba. Firul îl puneți în felul următor. Un pas în urmă, da? Așa. Mă realizați 5 rânduri, da? Încă 5 rânduri. Încă 5 rânduri. Modelul dumneavoastră va fi pe orizontală, nu pe verticală, da? Perfect. Așa. Ca să aveți așa o idee de ansamblu, uitați. Așa. Vedeți modelul aici, da? Așa. Da. Realizăm 5 și apoi încercăm să facem o parte din model. Dumneavoastră aici aveți chenarul în rombuleț, deci 3 romburi, da. Motivul rombului, făcut în două culori. Observați, da? Pe bej și maro. Iar în mijloc avem culoarea neagră. Cele două romburi, în mijloc, tot un romb, dar l-am realizat sub altă formă. Exact cum e coloana infinitului. Ați înțeles? Romburi succesive, unul după altul. Iar dumneavoastră aici, în loc de cum e modelul de aici, aveți cele 3 romburi, da? Cu cruciuliță în mijloc. Și cu ce culoare o să fac romburile? Așa, dumneavoastră veți lucra pe alb. Avem aici gri, trebuie să-i dăm luminozitate lucrării, da?
Și vom face fondul alb. Exact, fondul alb și chenarul rămâne pe gri. Chenarul nu-l mai repetăm decât la sfârșit. Până, deci nu mai avem treabă cu modelul acesta. Noi punem modelul principal și închidem cu chenarul, da? Deci pe fond alb o să fac romburile? Exact. O să, noi cu roșu lucrăm în alte nuanțe. Deci roșu și negru. Roșu și negru. Nu lucrăm cu multe culori. O să avem 4, maxim 5 culori. În momentul în care încărcăm lucrarea, deja noi nu mai avem tradiționalul, deci specific zonei noastre. Modelele din zona noastră sunt foarte simple. Motivul rombului, colțișori simpli, colțișori cu dinții de ferăstrău, aveți acolo, uitați-vă, așa. Suveicuța știți ce înseamnă, da? Deci urmărim niște V-uri, deci urmărim cursul suveicuței. Da, și de aceea, în termen popular, se numește suveicuța acest model. Modele cât mai simple, cât mai... Deci culori principale alb, negru, da? Roșu și gri, nu? Exact. Nu mai folosim altceva. La lucrarea dumneavoastră mă refer. Da. Acum să vă explic despre culorile folosite în zona noastră. În general, pe Valea Slănicului, eu vorbesc de zona de unde provin, culorile sunt naturale. Dacă folosim părul de capră, folosim cele 4 culori. Gri, alb, maro și negru. Astea sunt nuanțele de la părul de capră. Dacă folosim lână, atunci folosim griu, alb, negru, iar celelalte culori le vopsim în plante. Obținem un vernil din tulpină de roșii, un roșu roz din petale de trandafir și din coș de nucă. Țăranul român a fost totdeauna un om simplu. Și în costumul popular și în portul popular se vede simplitatea, se vede bunul gust și ce să vă spun, să dea Dumnezeu să putem duce mai departe acest meșteșug și mai ales să păstrăm ceea ce avem. Și mă bazez pe dumneavoastră că veți duce mai departe împreună cu mine cât s-o putea, iar dumneavoastră mai departe, cu nepoții, cu copiii, o parte poate aveți ocazia să predați în școli. Și am deja doamne care predau, au făcut cursurile de 2-3 ani și în momentul de față predau mai departe copiilor. Și e o mândrie. Femeile nu prea mai... Nu se mai omoară cu torsul. Cumpără fire sintetice și... Exact. Noi încercăm să ducem mai departe. Așa. Ceea ce vedeți aici este o lucrare în păr de capră. După cum observați, avem cele 4 nuanțe. Alb, gri, negru și maro. Părul de capră nu se vopsește. În momentul în care el se vopsește, își pierde în primul rând din calitate și din luciu. Părul de capră totdeauna pare viu. Eu așa îl consider și de fapt este expresia unui turist din Japonia. M-a văzut lucrând și a zis, domne, sunt fire, o lucrare parcă este vie. Înțelegeți dumneavoastră și de aceea, poate de aceea, acest fir de păr de capră este atât de prețios, se lucrează foarte greu și modelele pe care eu le-am realizat în păr de capră sunt foarte simple. Dacă aș fi realizat un model bogat, consider că nu îi dădeam valoare decât în momentul în care eu am încercat să păstrez modelul tradițional de pe scoarțele populare românești. Și același lucru vă sfătuiesc și pe dumneavoastră. Dacă vă inspirați, inspirați-vă numai și numai de pe scoarțele populare românești, tradiționale. Dar păstrând zona, evitând zona Olteniei, pentru că știți foarte bine, ei au covorul tradițional oltenesc sau maramureșenii, covorul acela cu foarte multe imagini cu dansatori, e cu totul altceva. La noi, covoarele... Care e diferența între... Diferența e foarte mare. La noi, covoarele sunt foarte simple. Moldovenii au zona Moldovei cu trandafiri, zona Olteniei cu flori, zona Maramureșului cu țesături, cu imagini...
zona noastră, mai mult motive geometrice. Motive geometrice, sigur că da, asta ne reprezintă foarte mult, cât mai simple, cu culori naturale. Și motivele principale, în afară de cele geometrice, ar fi... Motivul rombului, și pomul vieții. Și noi îl putem realiza, pentru că eu am preluat pomul vieții după o furcă aflată la muzeu. Mi-a plăcut foarte mult cum a fost realizat și l-am vizualizat și am realizat și eu pomul vieții în păr de capră. Ca să creați modele, folosiți hârtie milimetrică? Nu folosesc nimic. Sau este doar inspirație de moment? Exact cum folosesc. Ce simțiți în exact cum erau țărâncile înainte. Nu își desenau modelul, îl preluau, îl vizualizau și îl preluau... Așa proceda și... Bineînțeles, interveneau cu fel de fel de... Asta costă creația, nu? Normal. De ce oare la Buzău se întâmplă toate astea? În primul rând, cea mai veche țesătură în păr de capră a fost descoperită în zona noastră. La început, țărâncile din zona noastră realizau preșuri din păr de capră. Ce rol aveau aceste preșuri? În momentul în care erau așezate, știți foarte bine că pe jos exista lipeală. Da, pământ. Pământ și foarte mult nisip. Ei, preșul în păr de capră avea rolul de a depozita sub preș. Și foloseau, deci asta a fost explicația unei doamne de la Florești, doamna care m-a ajutat pe mine cu părul de capră să-l toarcă și îmi spuneam, zic, dar de ce puneți pe jos așa ceva? Și mi-a arătat, a ridicat și uite, deasupra era curat și de desubt pica, bineînțeles, s-au realizat și scoarțe, dar prima lucrare, deci a fost în păr de capră, preșurile în păr de capră și desagii din care se pun pe cai. Așa, da, mi-amintesc, dacă când eram copil, venea bunica mea, dar n-avea cal, îi punea pe umăr, da? Unul în față și unul în spate. Și erau realizați din păr de capră. Preșuri, trestuțe. Cum sunt primite atât pe plan național cât și pe plan internațional lucrările noastre? Sunt considerate lucrări unicat. La ora actuală nu știu dacă se mai lucrează în Europa. A fost o încercare a unei doamne din Bulgaria. M-am întâlnit cu ea la un festival internațional și a făcut câteva fotografii. Am ținut legătura cu dânsa și mi-a spus că renunță, nu a reușit să facă o lucrare de acest gen. Da, se lucrează un pic mai greu, în primul rând. Trebuie să-ți placă și să ai fir. În primul rând, firul... Și cum îl obțineți? Că bănesc foarte că sunt greu. Mai puține capre, din ce în ce mai puține. Capre sunt destule, da? Destule capre. Tehnica torsului, deci nu mai găsim femei care torc părul de capră. Și cam pe unde au ajuns lucrările noastre? Bănuiesc că au ieșit din țară, nu? Bineînțeles. În primul rând am donat muzeului Astra Sibiu. Noi avem o căsuță, casa de la Colți, la muzeul Astra. Am donat tot ce înseamnă un interior unei camere. Iar foarte multe lucrări, bineînțeles, au fost cumpărate de turiști și au plecat în străinătate. În anii 1997 am trimis în Coreea de Sud, inițiatoarea proiectului Tezaure Umane Vii, trei lucrări au rămas acolo. Ce să spun, în toată lumea. Odată cu turiștii și lucrările noastre sunt cumpărate și duse mai departe. Și bineînțeles toate târgurile din țară, târgurile internaționale de profil. Și bineînțeles, dumneavoastră să ajungeți acolo. Vă doresc din toată inima, dacă vă place. Și noi ne-am dorit. Sunt convinsă că nu degeaba am venit aici. Și nu consider o pierdere de timp, din contră. Mă bucur. Mă bucur. Eu abia aștept să vină miercurea, să vin la curs. Mă bucur. Mă bucur foarte mult.